antrenorul de fotbal. Au marcat pentru Celtam Cabral în minutul 28 și Fernandez în minutul 88. Golul Granadei a fost opera lui El Arabi în minutul 41. Astăzi se vor disputa alte 4 partide în această etapă. Echipa Barcelona, FC Valencia, Levante, Rayo Vallecano, Getafe, Real Valladolid și Malaga, FC Sevilla. România și Arteta din Rusia, favorită numărul 1, s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Paris, după ce a trecut în sferturi de Kirsten Dietrich, Norvegia, Kirsten Dietrich, Norvegia, Kirsten Dietrich, Norvegia, Kirsten Dietrich.